Ionuț Stănușoiu, candidatul PNL pentru primăria Ghiroda, s-a prezentat astăzi la urne la ora 10. Acesta a îndemnat oamenii să vină la vot pentru a alege și stabili direcțiile viitoare ale localităților Ghiroda și Giarmata Viei. Toți locuitorii să vină la vot, pentru că astăzi e momentul când cu toții putem să alegem și să stabilim direcțiile viitoare ale comunităților noastre. Până la această oră cetățenii au venit să voteze? Da, la una dintre secții sunt câteva persoane care stau la coadă, e un proces puțin mai complicat pentru că sunt 5 buletine de vot, dar toată lumea pe poziții și toată lumea se asigură că lucrurile merg bine. Aveți emoții? Da, de fiecare dată, pentru că toată la 4 ani e un examen, trebuie să-l privim ca un examen și, repet, e important ca toată lumea să vină să-și spună părerea prin vot. Cetățenii comunei Ghiroda s-au mobilizat astăzi la urne. Cetățenii din Ghiroda au venit într-un număr mare pentru a-și exercita votul. Iată, chiar acum mai mulți oameni stau la coadă pentru a intra în secția de votare. Unii au votat pentru un viitor al comunei în care locuiesc, în care tinerii să se poată întoarce acasă din străinătate. Aș dori ca și mulți care acum sunt în străinătate, poate cu, în viitor, dacă lucrurile se mulțesc, se pot întoarce, se pot începe o familie aici și... Cam asta e acum, na, să sperăm. E o țară frumoasă, e o țară care putem să fim mândri și de ce să nu stăm în ea. Alții îndeamnă și pe ceilalți cetățeni să iasă la vot. Ce le transmiteți celor care poate nu vor să vină la vot, din vari motive? Păi nu știu, ar trebui să vină să voteze. Că de-aia e votarea, să te exprimi părerea. Că dacă nu votăm, atunci cum vrem să fie bine? Așa votăm, spui, mi-am spus părerea. Eu așa zic că e bine. Locuitorii comunei au venit la urne cu gândul la un viitor prosper al comunei lor.